cum scap de mătrață, poate te întrebi. E bine, te duci la farmacie și întrebi dacă au șamponul ăsta, Ducreis cu anorom. Probabil farmacista o să te întrebe dacă ai scalpul uscat sau gras. E bine, dacă în majoritatea timpului părul tău este uleios, înseamnă că ai scalpul gras, iar dacă ai pete de piele care se desprind de pe scalp, înseamnă că e uscat. Nu e nicio promovare, pur și simplu este un sfat care vine de la un băiat care suferă de mătrață la fel ca majoritatea adolescenților. Costă 65 de lei, mai mult decât un șampon normal, dar este și mult mai eficient. Toate șampoanele pe care le-am încercat nu m-au scăpat de mătreață, însă acesta, da. Iar după ce îl folosești, părul tău pare mai moale, mai strălucitor și e mai sănătos. Am început să-l folosesc recent și chiar a dat rezultate. Mai e un șampon numit Vichy Dercos, de care mi-a zis un prieten, nu l-am folosit personal, dar se pare că a dat roade pentru el, îl poți găsi pe acela tot în farmacii. Aceste două șampoane au cele mai multe recomandări de 5 stele pe Google dintre toate șampoanele anti-mătreață, deci asta spune ceva. Modul de folosire este următorul. Aplici o cantitate considerabilă, îl pui în păr și începi să masezi ușor cu degetele. Apoi mai iei o cantitate mică, îl pui iar în păr și îl lași 3 minute. Șamponul trebuie folosit de maxim 3 ori pe săptămână și în zilele în care nu-l folosești poți să te speri pur și simplu doar cu apă sau cu un șampon obișnuit dacă ai alte produse în păr. Acum vreau să vorbim despre ce este cu adevărat mătreața. Straturile pielii capului se reînnoiesc continuu, iar celulele moarte sunt împinse către exterior. Acest proces se produce mult mai încet la persoanele care nu au mătreață cam în jur de o lună, iar la persoanele care au în doar 7 zile. Iar asta rezultă într-o coagulare de celulele moarte care formează acei fulgi albi ce noi numim mătreață. Acest proces mai rapid de înlocuire a celulelor moarte poate fi atribuit unei ciuperci aflate pe suprafața scalpului nostru, dar nu vom intra în detalii. Mătreața apare mai ales la bărbați și în special în perioada adolescenței. Nu există încă niciun leac care să elimine mătreața definitiv, dar șamponul pe care vi l-am arătat este forma unui tratament. După ce îl folosești, următoarele două zile nu o să-ți mai apară fulgi, asta fără să te speli pe cap. Abia a treia zi o să înceapă să reapară ușor, doar că am zis că a treia zi o să-l folosești din nou, pentru că trebuie utilizat de 3 ori pe săptămână. Deci e perfect. Mai există și tratamente naturale cu tot felul de mâncăruri amestecate, dar să fim serioși, nici eu, nici tu nu o să reușim să le preparăm și o să arătăm ca niște pămpălei cu toate mâncărurile alea în cap. Dacă nici șamponul ăsta nu funcționează pentru tine și ai o situație mai serioasă, e bine consultă medicul dermatolog, pentru că îți poate prescrie și tratamente medicamentoase. Da, există și așa ceva și sunt cele mai eficiente. Da, oameni, acesta a fost videoclipul de astăzi. Dacă v-a plăcut și v-a fost de ajutor, vă rog cum o să-l distribuiți mai departe, să vă abonați, bineînțeles, dacă n-ați făcut-o și să-mi dați un follow la Iacobescu Edi pe Instagram, unde puteți, bineînțeles, să-mi lăsați orice fel de întrebare legată de viața voastră personală, iar eu voi încerca să vă ajut. De asemenea, dați follow și la pagina mea de Instagram numită Stickers, de unde puteți cumpăra stickere personalizate cu doar 2 lei, livrarea este gratuită în Craiova și 10 lei în afară. Poți trimite poză cu stickerul pe care îl vrei pe acea pagină și se poate lipi pe orice suprafață, pe caiete, pe penare sau chiar pe laptop. Așadar, acestea fiind spuse, eu am fost Advice sau Edi și până data viitoare, nu uita! Une eu reușită, nu un rateu! Pa, pa!